Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Scărlătescu și vă invit să urmărim cele mai importante titluri ale zilei. Astăzi, europenii sărbătoresc pacea și unitatea după 72 de ani de la declarația lui Schuman, moment în care statele bătrânului continent au pus bazele unei colaborări strânse a industriilor europene. În contextul războiului nejustificat de pe teritoriul Ucrainei, liderii europeni au făcut îndemnuri la pace, fiind un moment foarte important pentru reafirmarea atașamentului față de unitate și asigurarea sprijinului pentru poporul ucrainean. Mai multe detalii despre semnificațiile Zilei Europei vei putea afla în seara aceasta, începând cu ora 20, la prima ediție a podcastului Sursa de Vest fără filtru. Invitatul lui Dan Radosav este José Miguel Vinyals, consulul onorific al Spaniei la Timișoara. Tot astăzi, Rusia a marcat victoria Uniunii Sovietice în fața Germaniei naziste în al doilea război mondial. De la parada din Piața Roșie a lipsit componenta aviatică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, spun oficialii ruși. În discursul său, Vladimir Putin le-a vorbit rușilor despre apărarea patriei mamă și a subliniat că NATO a creat amenințări absolut inacceptabile la granițele Federației. Военным парадом лейтенанта Валерия Халилова, командуя героя Советского Союза и российской музыканты. Președintele Ucrainei a reacționat la discursul lui Putin. Volodymyr Zelensky spune că, citez, militarii ruși mor nu apărându-și țara, ci încercând să ocupe alta. Nu există motive raționale pentru acest război dincolo de ambițiile imperialiste bolnave ale Rusiei. Am încheiat citatul. Televiziunile din Rusia au fost ținta unui nou atac cibernetic, chiar de ziua victoriei. Numele fiecărui program difuzat a fost schimbat cu mesajul: pe mâinile voastre este sângele a mii de ucraineni și a sutelor de copii ai lor uciși. Televiziunile și autoritățile mint, nu războiului. Atacul a fost revendicat de hackerii de la Anonymous. Războiul din Ucraina a ajuns în cea de-a 75-a zi. Astăzi, 4 rachete au lovit Odessa, orașul port din sudul țării. Armata ucraineană susține că rachetele ar fi fost lansate din Crimea, dar nu a dat detalii despre țintele lovite. Ordin european de anchetă pentru audierea Elenei Udrea în dosarul Hidroelectrica. Aceasta va fi emis de un judecător de la Curtea de Apel București, pentru că nu se știe unde e deținut în acest moment Udrea în Bulgaria. La începutul lui aprilie, fostul ministru a fugit din România înainte ca instanța supremă să confirme condamnarea de 6 ani de închisoare primită în dosarul Galabute. A fost prinsă în Bulgaria, procedurile de extrădare fiind în derulare. Vineri începe o nouă sesiune a programelor Rabla și Rabla Plus. Fondul alocat este de 335 de milioane de lei pentru persoanele fizice și de 123 pentru cele juridice. În premieră, beneficiare vor fi și instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale, a anunțat președintele AFM, Laurențiu Adrian Neculaescu. Acestora le sunt alocate 50 de milioane de lei. În Timișoara, primăria va începe distribuirea tichetelor de vaccinare din 14 mai. În prezent, acestea pot fi ridicate de la Spitalul Modular de pe fostul stadion CFR. După închiderea centrelor de vaccinare, distribuirea acestor tichete intră în atribuțiile autorităților locale, care însă nu au anunțat deocamdată locul exact din care vor fi ridicate aceste tichete. Acestea au fost cele mai importante titluri ale zilei. Nu ratați podcastul Sursa de Vest fără filtru de la ora 20. Pe curând!